a lăsat Valea Jiului în frig și nici nu-i pasă foarte tare, motiv pentru care primarul din Petroșani, Tiberia Cobrizi, i-a cerut demisia. Vorbim despre directorul general al Complexului Energetic Hunedoara, Cosmin Chiuzan, care, deși a primit o comandă fermă de la primăria Petroșani ca să furnizeze căldură, nu a luat-o în calcul. Comanda a fost lansată săptămâna trecută, iar temperaturile scăzute nu mai pot fi îndurate de cei ce locuiesc în apartamentele branșate la termoficare. Cer public demisia domnului Chiuzan din funcția de director al Complexului Energetic pentru mai multe motive, dar cel mai important este următorul. Am făcut solicitare, de fapt termoficare s-a făcut solicitare joi către Complexul Energetic pentru furnizarea agentului termic, deoarece temperaturile au fost sub 0 grade mai multe zile, dar nu neapărat aceasta este problema că a fost sub 0. Azi dimineață l-am sunat pe domnul director Chiuzan și nu știa de această adresă care a fost trimisă la Complexul Energetic Hunedoara. Dumnealui a spus că a văzut așa din ziar și că nu știe. Școlile și instituțiile publice sunt nevoite să se descurce cum pot în aceste zile, pentru că au rămas branșate doar la sistemul centralizat, până se finalizează procedurile pentru pornirea centralelor pe gaz. Cu toate acestea, directorul Chiuzan, spune primarul din Petroșani, lasă mii de oameni în frig, deși ar trebui doar să dea comanda de furnizare, așa cum a făcut deja la Deva. Părerea mea este că dumnealui consideră că noi suntem cetățeni de categoria a doua, eu nu accept așa ceva. Iar domnul Chiuzan trebuie să-și dea demisia urgent din această funcție, pentru că nu numai că este indolent, e și irresponsabil. Nu poți să fii atât de relaxat și să spui că n-ai primit o adresă sau nu știi dacă ai primit-o, da? De joi și până acum. Cosmin Chiuzan nu a putut fi contactat, însă trebuie să menționăm că directorului ceh îi expiră mandatul de manager în 30 octombrie și acesta ar putea fi un motiv pentru care nu mai este interesat de situația lui. Nu la fel se poate spune și despre faptul că încă și-a salariul de la această societate de stat. Nu poți să stai pe sute de milioane salarii și să te doară undeva, de toate și de tot, că ești tu Chiuzan, extraordinar. Deci cer public demisia acestui domn să se ducă și să lase pe alții care vor, știu și se pricep la această chestiune. Iacobrizi nu a uitat să puncteze diferențele ce s-au făcut mereu între locuitorii din Deva și cei din Valea Jiului, mai ales că stocurile de cărbune din vară au fost consumate pe locuitorii din Deva, iar cei de la Petroșani au avut întreruptă total furnizarea pe calde menajere. Softul din cauza căruia se stă pe loc în recalcularea pensiilor minerilor din Valea Jiului va fi funcțional. Asigurările le dă senatorul Haralambie Vochițoiu, care a și înaintat un termen pentru rezolvarea acestei situații, care în județul Hunedoara a creat animozități la toate nivelurile. Vreau să pun capăt tuturor speculațiilor, unor indivizi care nu au nimic de făcut și n-au făcut nimic în mandatele lor, care încep să spună că Vochițoiu Haralambie ar fi cauza faptului că această lege a fost pusă mai greu în practică. Așa cum actualul ministru al muncii mi-a promis, până la sfârșitul acestei luni, a lunii octombrie, toți pensionarii care au lucrat în grupele 1 și 2 vor avea recalculate pensiile conform legii 155/2015. Discuțiile în presă au apărut imediat ce Cristian Resmeriță, primarul municipiului Lupeni, a lansat ideea că softul ar fi boicotat tocmai de senatorul Vochițoiu. Acesta însă a discutat imediat cu ministrul muncii și acum susține că la finele lunii octombrie totul va fi gata pentru recalcularea pensiilor minerilor. Stagiul de cotizare pentru mineri revine la 20 de ani, asta după ce din 2011 pensiile ortacilor au fost calculate după un algoritm ce avea la bază o vechime de minim 3 decenii. Dar paternitatea acestei legi este intens disputată de Cristian Resmeriță și Haralambie Vochițoiu. A intrat imediat după lăsarea întunericului în școala la care a învățat, dar a fost prins în flagrant. Este vorba despre un tânăr, fost elev al școlii Avram Stanca din Petroșani, ajuns acum în prag de majorat, care duminică seara a vrut să fure un laptop, dar și alte obiecte pe care și-a închipuit că le poate lua cu el. A pătruns în școală printr-o ușă laterală și nu a apucat să facă prea multe stricăciuni, că a și fost surprins de paznicul școlii. A reușit să intre în școală. Încă se cercetează exact cum a procedat. Este un elev, fost elev de-al nostru, cu un ușor retard mental. A reușit să intre, a
intrat prin sălile de clasă, a luat câteva obiecte mărunte, dar a luat și un laptop. Paznicul a fost cel care l-a surprins în școală și a sunat imediat la 112. L-a surprins asupra faptului. Într-o primă fază nu a opus rezistență, dar mai apoi a încercat să fugă. Paznicul l-a imobilizat, a chemat poliția și în momentul de față este în cercetare. Profesorii din școală îl știau foarte bine, iar directorul spune că tânărul care a produit propria școală nu a avut discernământ și că se afla și sub influența băuturilor alcoolice în momentul în care a pătruns în școală. Cred că era puțin și sub influența alcoolului. De altfel, prejudiciul a fost recuperat în totalitate și după ceea ce am văzut pe camerele de supraveghere pe care le avem instalate în școală, cred că, repet, nu era foarte conștient de ceea ce a făcut. Polițiștii au demarat o anchetă și vor stabili cu exactitate cum a reușit un tânăr să intre și să încerce să prăduiască o școală aflată în centrul municipiului Petroșani, duminică seara în jurul orei 21:30. Senatorul Haralambie Vochițoiu vrea să-l propună pe fostul director al Complexului Energetic Hunedoara, Constantin Jujan, pentru cea mai importantă funcție în stat, funcție din care să se poată ocupa de zona minieră. Aflat într-o conferință de presă la Petroșani, Vochițoiu a dat această intenție ca o știre de ultimă oră și a spus că asta se va întâmpla, mai ales că fostul director a agreat ideea de a intra în politică. Așa cum l-a dus pe Gabriel Lungu, secretar de stat în Ministerul Muncii, și am rezolvat problema pensiilor, eu cred că în următoarea etapă și în următorul mandat aș vrea să-l recomand și să-l propun pe Constantin Jujan să se ocupe de mineritul din România. În România este nevoie de un profesionist, în adevăratul sens al cuvântului, care să gestioneze resursele minerale din România. Minerit înseamnă de la balast, nisip, uraniu, mică, cărbune, aur, neferoase și tot ceea ce înseamnă resursă minerală în România. Haralambie Vochițoiu spune că Jujan este un specialist bun și dacă va câștiga alegerile, îl va propune la ministerul de resort. Constantin Jujan s-a înscris recent în PMP, dar a fost director la Mina Petrila, apoi în Compania Națională a Huilei și este și acum angajat în aparatul Complexului Energetic Hunedoara. Universitatea din Petroșani nu mai vrea să fie în centrul scandalurilor cu plagieri și doctorii care vor să urmeze școala aici trec de anul trecut printr-un filtru adevărat. Orice teză este verificată cu noul soft achiziționat, care le dă garanția că lucrarea nu a fost plagiată, iar de când a fost achiziționat acesta, un singur doctor și-a mai susținut teza. Asta în condițiile în care din 2008 până în 2013, numai puțin de 256 de absolvenți au devenit doctori la Petroșani, fiind cea mai prolifică perioadă în acest sens. De anul trecut, de când am preluat conducerea universității, universitatea a cumpărat un soft antiplagiat. Din acel moment, într-adevăr, s-a susținut doar o singură teză de doctorat în mod public, pentru că s-au schimbat procedurile, iar acea teză a fost verificată cu acest soft și nu au fost niciun fel de probleme. La Petroșani și-au susținut tezele de doctorat și actualul primar al municipiului Petroșani, Tiberiu Iacobrizi, ca și soția sa Monica, fostul prefect al județului Hunedoara, Aurelian Serafinceanu, omul de afaceri Alin Simota, acum căutat de Interpol, Michael Meltzer, consilier al directorului ceh, Pompiliu Budulan, fost prefect al județului Hunedoara, dar și o mare parte a profesorilor de la această școală superioară din Petroșani, ca și actualul rector, profesorul universitar Sorin Radu. Prima teză de doctorat a fost susținută la Universitatea din Petroșani în anul 1962 și îi aparține profesorului Iosif Fodor, fiind vorba despre un studiu dedicat mineritului de lignit. Școala doctorală a Universității din Petroșani ființează de mai bine de 50 de ani. Avem actualmente 20 de conducători de doctorat. Ei au fost pe parcursul istoriei circa 60. O parte dintre dânsii, din păcate, ne-au părăsit, alții sunt la pensie. Iar ca număr de doctoranți, doctorii care au absolvit Universitatea din Petroșani, deci doctori în domeniul mine, petrol și gaze, majoritatea, sunt circa 700. Numărul acestor doctori nu este mare, gândindu-ne la cei 50 de ani. Este un număr destul de mic, totuși. Școala doctorală de la Petroșani a avut și momente în care a fost foarte slăbită, a avut doar 4 conducători activi. Acum suntem peste 12 conducători activi, deci care suntem titulari până în 65 de ani. Avem 5 domenii de doctorat în acest moment, însă în timp, în cei 50 de ani, mult mare perioadă de timp au existat doar un singur domeniu, mine, petrol și gaze, care se mai regăsea doar la Ploiești. Au fost teze în general
general în domeniul ingineresc, după cum și domeniile în care s-au coordonat, au fost toate în științe inginerești, respectiv electrotehnică, ingineria sistemelor sau ingineria industrială. Toate au fost teze care în general s-au bazat pe cercetări, pe realizări practice sau pe modele matematice. Aceste teze de obicei au avut la bază o perioadă lungă de realizare a tezei. Actualmente teza în ciclul Bologna durează 3 ani elaborarea tezei. Puțini doctoranți reușesc să termine însă tezele în această perioadă scurtă. Marile centre universitare din România primesc burse în valoare de 25.000 de lei, însă dacă acolo ajung între 100 și 600 de burse, la Petroșan s-au dat maxim 10. Restul sunt nefinanțate și de aici există și diferența de număr de doctori, pentru că cei mai mulți preferă marile centre cum este Clujul sau Bucureștiul, Timișoara ori Iași. Profesorii de la Petroșan se mândresc acum că de o săptămână au atras și diaspora. În cazul Universității Petroșani avem 8 astfel de burse doctorale în acest an, granturi doctorale, 4 cu bursă și 4 fără bursă și am reușit pentru prima dată în acest an să atragem, colocviile de doctorat s-au încheiat ieri, am reușit să atragem 5 români din diaspora, care de asemenea au adus 5 burse doctorale. Suntem undeva la 13 burse doctorale în acest an. Din diaspora au venit la Petroșan să-și facă studiile de doctorat o studentă din Basarabia, altul din Olanda, unul din Norvegia și 2 din Germania. Cuvânt de înțelepciune este titlul unui nou spectacol ce va avea loc pe scena Palatului Cultural de la Lupeni. Va fi o nouă manifestare culturală, așa cum a promis primarul Cristian Resmeriță, care dorește să redea Lupeniului strălucirea de altădată. Acum este vorba despre un spectacol deosebit, la care sunt invitați toți cei care vor să afle sfaturi despre cum trebuie să ne purtăm în relațiile cu copiii și nepoții noștri. Mergem mai departe cu acel proiect pe care l-am intitulat generic Lupeni Capitală Culturală. Mâine de la ora 18, în premieră pentru județul Hunedoara, vom organiza împreună cu Biserica Ortodoxă, parohia din Bărbăteni, un festival internațional de povești. Avem participare din 6 țări, din Franța, din Coreea de Sud, din Marea Britanie, avem povestitori chiar și din România, povestitori profesioniști, ca să glumesc că povestitori avem noi de ajuns în general. Și va fi o seară foarte interesantă, alături de cetățenii maturi ai municipiului Lupeni, pentru că această seară de povești intitulată Cuvânt de Înțelepciune se adresează adulților. Preoții din Lupeni sunt principalii organizatori, împreună cu Consiliul Local al municipiului, iar primarul Cristian Resmeri se speră că această primă ediție să fie de bun augur și să fie urmată de cât mai multe. Asta mai ales că turiștii ar trebui atrași nu doar în straja, dar și la astfel de sesiuni de comunicare pe teme de actualitate.